plus 3 ani și egal cu scoatem un X în factor, egal cu X pe lângă cine? X pe lângă A minus 3, da? A minus 3, plus 3A. Deci de X egal cu X pe lângă A minus 3 plus 3A. Și când? Profită de ocazie că ne vratușește, stă mai mult noi de vorbă. Da? Când nu mai este X-ul? Da? Când A minus 3 va cu 0. Sigur că da. Deci, egal cu constantă, deci o constantă, dacă și numai dacă, coeficientul lui X, ca să dispară, asta trebuie să fie egal cu 0. Dacă, dacă A minus 3 egal cu 0, adică A egal cu 3. A egal cu 3. Și atunci f de x cum arată? F de x arată egal cu 3a. 3a, 3 ori a. Și cum au în 3, 3 ori 3, egal cu 9. Și gata că am găsit-o pe f de x. Hai să le vedem pe aia. Da. Deci autorul spune așa, găsim funcția determinată pe f, adică găsiți rețeta, practic, uite, da? Și că ea arată sub forma asta, adică nu ne-a văzut o început organizată, ci noi desfacem paralel, organizăm în varianta asta, eu putea să fi trebuie să o dea așa, dar nu dat. Însă ne mai spune că graficul lui F nu intersectează XX'. Dacă nu intersectează cu XX', înseamnă că e o paralelă. Și ne-a lăsat pe noi să vedem dacă, vreau să vadă, dar știm, ce înseamnă că e o paralelă? Cum arată graficul unei paralele? Unei funcții în care, care cum arată o funcție a cărei grafic să fie o dreaptă paralelă cu axa ieșilor? Păi, înseamnă că e greu, tot timpul aceeași măsură. Deci este vorba de un Y final cu o constantă. Dacă are constantă, nu mă interesează. Important este că trebuie să dispare X-ul. Ca să dispare X-ul, înseamnă că coeficientul X trebuie să fie 0. Nu? Aici este important momentul. Și asta, că trebuiau să știi că... Dacă ce înseamnă? Care, cum arată graficul unei funcții? Graficul unei funcții în care lipsește A. Asta nu se vadă. Lipsește A. Cât trebuie? F de X egal cu 3. Păi F de X egal cu 3 la 3 unități, o paralelă. F de X egal cu minus 1. Pe la minus 1 o paralelă. Deci acum să vadă ce înseamnă că nu tai axa aici, loc e paralelă, deci lipsește coeficientul lui, lipsește X-ul și atunci trebuie să faci și tu să lipsească, deci A minus 3 trebuie să fie egal cu 0. Și deci A egal cu 3. Și atunci dacă l-ai găsit pe A egal cu 3, mergi până la cap, de X-ul este 3 ori 3, da? 3 ori 3 egal cu 9. Am spus aici că trebuie să fie egal cu o constantă, adică un număr. Și atunci l-am obligat pe A minus 3 să fie 0. Da? Deci începem ușor, ușor să... Ne intrăm în astea, adică isteriu. 54. Hai să vedem. Mai facem? Este un an de isteriu. Păi și astea tot de isteriu. Da? Da. Mai dau una, așa mai micuță, ca să mi-o dau drept, da? Da. Se consideră fiindcă e de fiindă pe el cu valori în el 47. E de fiindă pe el cu valori în el. Unde e de x egal cu 2x plus n. E de x egal cu 2x plus n. 2x plus n. Și unde e n mic aparține lui el. E un număr real, da? Determinat valoarea lui n mic, știind că f de minus alfa. Așa, încât f de minus alfa. E egal cu minus f de alfa. Minus f de alfa. Oricare ar fi alfa aparține lui el. Indiferent ce alfa pe alfa. Ce e asta? Păi, hai să vedem. Facem exact ce spune el aici. Facem f de minus alfa. F de minus alfa este egal cu minus alfa. Ce faci? Înseamnă minus f de alfa. Nu, păi locuie e de minus alfa, locuie e x cu minus alfa. Ori 2 minus n. Minus 2 alfa. Plus n.
2 ori minus alfa sau minus 2 alfa plus iar. Ce e ca și cum? Deocamdată e minus alfa. Ce înseamnă de minus iar de alfa? Minus iar de alfa? Da. Ar a fost pe minus în față și o să fie... Lasă, pune minus și tu vezi și doar iar de alfa. Păi iar de alfa de ființe. Face 2 ori alfa. 2 ori alfa. Plus iar. Plus iar. L-ai făcut pe iar de minus alfa? L-ai făcut pe minus iar de alfa? Da. 5 de iar. Egalitate. Da. Deci de aici înseamnă... De fapt, din cele 3, da? Da. Ce rezultă aici? Că minus 2 alfa plus n egal cu... Minus 2 alfa cu minus 2. Minus 2 alfa minus n, da? Minus, minusul de aici le afectează. Minus 2 alfa minus n. Și acum? 0 de cu 0? Cum să fie așa? Păi da. Minus 2 alfa cu minus 2 alfa se... Și 0 de cu 0, ia. Și vine n. Deci în partea asta. 2 nu e egal cu 0, e egal cu 0. Deci de 2 nu e egal cu 0. Nu e egal cu 0. Nu e egal cu 0. Întrebarea era cât este n, cât să se întâmple chestia asta. 0 cu 0. N e egal cu 0. Și atunci f de x arată, deci acum f de x, arată de forma 2x plus 0. Deci e egal cu 2x. Da? Fx e egal cu 2x. Ne trebuie, așa s-a pus programul, să găsim pe fx. Deci, asta e relația, am tradus-o. F de minus alfa, ce înseamnă? F de minus F de alfa, ce înseamnă? Se întâmplă acolo. Se întâmplă că s-a redus minus 2 alfa cu minus 2 alfa aici. Dacă nu se întâmplă, deci pentru orice alfa. Fiind pentru orice alfa, acolo fie că dă un alfa particular, fie că depindea de el acolo, scoteam un factor comun, ar fi fost o relație care s-a așezat altfel. Dar a fost, m-am avut baftă că s-a redus deodată și ne-a ieșit nu egal cu 0. Da, între la voi. Ia să vedem ce lucruri avem aici. Funcția f devine cu valorile de forma x plus b. Identifică graful în funcție de ajunge cu axele. Deci, la momentul ăsta, am zis așa. Funcții, nu? Graficul lui f. Punctele se află pe pe un grafic unit a funcției. Funcția de gradul 3 este definită pe el cu valorile având f de x egal de tipul ax plus b. Da. Problema care le-am discutat. Un punct A aparține graficului f. Ce înseamnă că un punct este pe grafic? Coordonatele sale verifică ecuația. Am discutat ce înseamnă că niște puncte sunt coliniare? Da. A, B, C, coliniare. Apoi, apunct acolo distanța de la un punct la de altă. Da. Distanța de la un punct la o dreaptă. Am vorbit de distanța dintre două puncte. Da. Distanța dintre două puncte. Nu mi-e luna? Da. Distanța dintre două puncte. Vezi că e mai dușit. 2 minus x 1 la 2 plus x la 2. Știi formula, știi? Da, da. Da. Mi-e spun că este cazul să te apropii de ce zic eu. Că formulele îți pot lua peste, memoria îți lua peste și uneori o pățești. Și dar ați văzut că se contradiceau plus, minus, ori, ori. Nu era ori, plus, minus. Cam asta au fost lucruri importante. Reprezentarea grafică
Eu am putut. Dar la revedere, vă mulțumim pe aerosumesc, vreau curaj, vă dorim o seară plăcută în continuare, nu-i toate, la chestia. Nu uite, mai știți, spuneți la prieteni și nu? Cum spune, cum spune Mario, și Slava. La tot neamul. La tot neamul, da. La revedere.